Se lucrează intens la infrastructura rutieră în județul Mehedinți. DJ670 se află în plin proces de reabilitare. Zilele acestea se toarnă cel de-al doilea strat de asfalt între localitățile Malovăț, Bobaița, Bâlvănești, Godeanu și Marga, în cadrul proiectului de reabilitare și modernizare implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Miros de asfalt proaspăt pe drumul județean 670. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, oamenii având nevoie de condiții optime de trai. Această investiție a fost realizată datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul timpului a dat dovadă de implicare în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier din județul nostru. Constructorul a turnat stratul de uzură de la ieșire din Bobaița până la Marga, iar acum se așterne al doilea strat de la intersecția cu drumul care duce la Bârda până la ieșirea din Bobaița, urmând să se continue pe toată distanța drumului. Totodată au executat rigole în Bobaița și acum se lucrează la rigolele de acostament de-a lungul drumului în localitatea Bâlvănești. Recepția lucrărilor pe acest drum în lungime de 21,350 de kilometri ar urma să se realizeze în toamna acestui an, după ce se vor realiza marcajele și se vor monta indicatoarele. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, astfel putem spune faptul că Mehedinți este în continuare pe drumul cel bun.